Vladimir Putin are acces interzis și în Republica Moldova. Avem o listă cu cetățeni ruși care nu pot intra pe teritoriul țării noastre, iar printre aceștia este și liderul de la Kremlin. Declarații în acest sens au fost făcute aseară de premierul Dorin Recean la emisiunea Cutie Neagră de la TV8. Replica Moscovei nu s-a lăsat așteptată. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat că Moldova nici nu există ca stat, iar la câteva ore ambasadorul Moscovei la Chișinău a fost convocat din nou la ministerul de externe pentru explicații. Ceai dacă mâine vrea să vină Republica Moldova, poate intra? Nu. De ce? A, pentru că este reprezentantul unui stat agresor. Deci orice oficial de federația rusă care vrea să vină în Moldova, nu poate veni acum? Nu orice oficial, dar cei din lista noastră care nu pot să intre în Republica Moldova. Putin dacă vrea așa întâmplător să vină Moldova, poate veni? Nu. Nici Putin. Nu. Invitată seară la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, premierul Dorin Recean a declarat că autoritățile moldovenești au întocmit o listă neagră cu oficiale ruși și nu doar, care au interdicție de a intra pe teritoriul țării noastre. Această listă nu este publică, astfel că unii figuranți vor afla că sunt incluși în ea atunci când vor încerca să intre în Republica Moldova. Noi avem o listă lungă și noi tot îi trimitem înapoi acasă. Deci, 1. Federația Rusă nu poate să ne spună nouă ce noi trebuie să facem sau ce noi nu trebuie să facem. Inclusiv din ăștia care, zic ei, că sunt oameni de uh, cultură, dar încearcă să promoveze agenda războiului, încearcă să se implice în politica din Republica Moldova. Inclusiv ăștia sunt, nu sunt. Intre. Replica Moscovei nu s-a lăsat mult așteptată fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că oficialii ruși nici nu aveau de gând să viziteze Republica Moldova. O creatură misterioasă pe numele Recean a spus că nici președintele Rusiei, nici oficialii ruși nu vor putea intra în țara sa, Moldova. În primul rând, acum nimeni nici nu are de gând să plece acolo, poate cumva mai târziu. În al doilea rând, nici nu există o astfel de țară. Șefii locali au vândut-o României, devenind trădători ai propriei patrii a scris Medvedev pe canalul său de Telegram. A reacționat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Pescov a declarat că observă o tendință de absorpție a Moldovei din partea României. Ministerul de Externe de la Chișinău nu a comentat declarațiile, dar l-a convocat pe ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnetsov, pentru explicații. Acum câteva zile, Rusia a interzis accesul pe teritoriul țării a unor oficiali moldoveni, ca răspuns la declarațiile regulate antirusești ale acestora și aderarea Chișinăului la sancțiunile împotriva Federației Ruse. Este vorba despre ministra de interne Ana Revenco, dar și trei deputați PAS, Oazun Antoi, Olesea Stamate și Lilian Carp. Totodată, un angajat al ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost declarat persoana non-grata de către partea rusă, mai exact Valeriu Mania, secretar de gradul 1. Se întâmplă după ce un reprezentant al ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost desemnat persoana non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, acesta fiind obligat să părăsească țara noastră.